Păi, nu știu cum îl cheamă, Iuri, italianul ăla care a dat golul 2. Cisotti. Cisotti. Luați-l, domne, și naturalizați-l. Păi, federație. Eu cred, și revin la jucătorii noștri, eu cred că jucătorii noștri trebuie să-și ridice nivelul până la acest campionat european, inclusiv jucătorii titulari care, mai o spun o dată, jos pălăria și-au făcut datoria. Inclusiv cei care au obținut această calificare trebuie să-și ridice și nivelul de pregătire și nivelul de exprimare. O să apară în primăvară selecționeri, conducători, antrenori, ziariști, noi, microviștii, și o să pledăm pentru nu știu care, pentru... Eu cred că nu mai trebuie să intervină nimeni, în sensul că jucătorul trebuie să-și demonstreze valoarea, nu să-i o declare valoarea că merită să fie la echipa națională un patron sau un conducător. Uh-huh.